fost însă o fază din acțiune și convingere deviată decisiv de Andone, poarta polonezilor, Stancu! Sud-american, putem spune, marcat de România împotriva cele mai bune echipe din America de Sud la ultimele două ediții, la Copa America. România revine în joc, Bogdan Stancu marchează un gol minunat, cum spuneam, Stancu la meciul său cu numărul 50 în Naționala României, marchează această bornă cu o execuție foarte frumoasă, jucătorul cu cele mai multe meciuri și jucătorul cu cele mai multe goluri din acest lot al lui Christoph Daum. Stancu ne arată.